în casa noastră, a complexului muzeal Iulian Antonescu, o casă prietenoasă cu toate formele de artă, toate formele de etnografie și cu nenumăratele expresii ale istoriei. Astăzi, expoziția noastră se numește În Lumina Crucii și trebuie să recunosc că e un gând paradoxal. Pentru că această cruce a strălucit și ziua, dar eu cred că a strălucit prima dată într-o seară, într-o noapte, într-o noapte undeva pe cerul Romei, un împărat a văzut un semn, un semn asemănător cu toate semnele pe care a făcut Dorel Bălăiță aici pe jurul nostru, a văzut acest semn pe cer și o voce i-a spus că într-o acel semn va învinge. Era vorba despre o bătălie importantă care urma a doua zi, acolo pe râul acela care străbate orașul etern, râul acela care se cheamă Tibru. Constantin, pentru că despre el este vorba, a avut încredere în acel semn și l-a pus pe steagurile soldaților săi și în ziua următoare, începând cu răsăritul soarelui și cu răsăritul zorilor, armata lui Constantin l-a învins. Astfel încât de atunci și până astăzi celebrăm la lumina zilei, pentru că până aceea s-a celebrat mai ales noaptea. Până acea noapte, semnul crucii era un semn secret, era un semn care i-a adunat pe puținii, ca cum suntem noi, pe puținii admiratori, pe puținii fidelei crucii. Din acel moment, din anul 312, crucea a ieșit la lumina zilei. Și de atunci, sunt 1700 de ani, de când crucea luminează în acest fel. E o mare bucurie că acum în această, știți, crucea la Ierusalim, crucea pe care va fi răstignită, cred că încă n-a fost tăiată. Suntem în perioada Paștelui și în perioada Postului, scuzați-mă, la Vinerea Mare, care va fi în aprilie pe 14, crucea va, pe cruce va fi ridicat Mântuitorul nostru Iisus. Prin urmare, crucea încă e verde la Ierusalim. Aici, la noi, iată, am adus o pădure de cruci, cruci de mână. De fapt, aceste cruci au fost aduse de mine, ci de Dorel Bălăiță, care are o poveste tare frumoasă. Cruci de mână și prescurnicere. Dacă ar fi așa să ne gândim în termeni ăștia dihotomici, în termeni ăștia oarecum antitetici, am putea să spunem că prescurnicerele sau pistolnicele sunt ale femeilor, ale doamnelor. Ele sunt cele care lucrează cu aceste prescurnicere, cu aceste pristolnice. Ele sigilează, ele pun sigilurile de pe pâinițele care după aceea pot fi mâncate, gustate. Aceste prescurnicere, aceste pristolnice, stau de obicei ascunse, stau înveritent o frunză frumoasă, stau în locul cel mai secret al unei lăzi de zestre, care este chichița. În chichiță își ascund femeile, femeile astea curate, femeile astea bune, acolo își ascund pristolnicele și prescurnicele, ca să nu ajungă toți cei nechemați, toți cei neaveți, să nu ajungă aici și acum să le spurce. Iar celelalte, la mâna mea dreaptă, sunt crucile de mână. Cruci de mână pe care le purtau, le poartă preoții, nu? Spune și imnul nostru. Preoți cu crucea în frunte. Preoți cu crucea în frunte și preoți cu crucea în mână. Și nu numai preoții erau și umblau cu crucea în mână, ci și domnii și voievozii noștri. Dacă am plecat într-o excursie imaginară sau neimaginară și vom ajunge la Voroneț, sau prin alte părți, din nordul Moldovei, îi vom vedea pe toți voievozii noștri, mereu reprezentați și cu crucea în mână. Pentru că prin această cruce au învins și ne-au ținut hotarele, cumva, astfel încât astăzi să trăim într-o țară rotundă și frumoasă. Cred că ar trebui acum să-l las pe domnul Vilică Munteanu să vorbească despre celălalt Dorel Bălăiță, care este istoricul Dorel Bălăiță, cel care publică în fiecare an în revistele noastre de istorie niște texte foarte interesante și aproape și destul de greu de înțeles despre ceva rar și care se găsește greu și care sunt jetoanele industriale.
Dar cred că trebuie să-i las pe Domnul Vinică Munteanu și apoi pe Dorel Pălăiți să vorbească despre această pasiune care s-a transformat într-o știință, s-a transformat într-o, dintr-o pasiune s-a transformat într-un viciu, cu care în fiecare an, la, aici la noi, la sărbătoarea pe care o face muzeul nostru, la sărbătoarea numită Simpoziumul Cârban, Dorel Pălăiță vine și ne povestește încă un an de descoperiri. Prin urmare, le dau cuvântul și apoi mă voi întoarce, pentru că e prea frumos ce e de jurul împrejurul meu, ca să nu mai vorbim despre repertoriul de semne și repertoriul de forme la acestor cruci și prescurnicere. Vă mulțumesc! Onorabilă asistență, ajungând aici, pe pregătite, n-am apucat să-mi fac fițuici, dar despre Dorel trebuie să vorbesc. Și cum mi-a vorbește un uneștean stabilit în Bacău, despre un băcăuan stabilit în Unești. Ceva legături, probabil, într-o undeva pe care să-mi dumesc să-mi intersectat în multe noastre. Inginerul chimist Dorel Dorăiță a mai cochetat și cu ziaristica, a mai făcut și unde și altele, așa. Nu o să mă leg de latura strict profesională, unde efectiv eșelează și ca să nu pierd a spune ceva de bine despre el, prefer să nu mai spun. Dorel este un pasionat. Are acel microb al pasiunii. Pasiune care are două valențe. Una, ceva colecționar, dar un îndrăgostit de jetoane. Ce sunt jetoanele? Un fel de monede emise de mici entități, că a fost un boier, că a fost o fabrică de sticlă sau de cherestea, și pentru a rămâne capitalul tot în incinta patronului, în curtea patronului, avea moneda proprie, îl plătea pe muncitor sau pe țăran cu acele jetoane, acele monede în ghilimele, cu care românul respectiv se ducea la magazinul patronului și își cumpăra de mâncare, de îmbrăcat sau, eu știu, alte chestii. Deci, un circuit al banului în interior, fără să se piardă din valoare. Nu intru să comentez foarte mult. Dar, în această calitate, spuneam că este un împătimit puțin bolnav de pasiunea asta, a identificat enorm de multe jetoane. Eu, ca și colecționar de medalii și ceva monedă, mai știam câte ceva de jetoane, dar nu m-am ocupat. Însă am rămas efectiv surprins văzând cât de mult a scris despre jetoane și unele, câteva din ele, mai știam, dar pe cele mai multe nu știam, și fiind din zona noastră. Jetonul, de fapt, în afară de monedă, de rol de monedă, eu consider că este un document special în metal. Numărul acestor jetoane, care sunt de cele mai multe de peste 100 de ani, sunt și mai noi, dar cele mai multe sunt bine trecute de 100 de ani. Deci, numărul lor este foarte mic, sunt foarte puține păstrate. Erau mărunțișuri cărora nu li se dădea importanță. Se termina cu fabrica sau nu știu ce, și s-au dus. Pe baza acestor mărturii documentare, eu consider un document,
a reușit să refacă bună parte din evoluția, din existența unor societăți care au emis și au pus în circulație asemenea jetoane. Mai sunt colecționari sau învădimiți de jetoane, dar precum Dorel, mai puțin. De aceea este absolut meritoriu acest har al domniei sale, pentru că eu consider că a trecut peste pasiune ceea ce face pentru jetoane. Inclusiv publicarea a numeroase articole și vreo trei cărți să ai până acum. A treia e cea la care trebuie să-i fac eu pe față. Și în lumea numismaților este recunoscut ca fiind cel mai reprezentativ cunoscător al jetoanelor, în primul rând românești, dar nu numai. Iulian începuse mai devreme cu acest ansamblu în care ne aflăm. Suntem înconjurați de cruci. Doamne ajută! Suntem în postul mare. Suntem în ajunul ajunului. Suntem în a doua jumătate. Presupun că toate ouăle pe care care mai fac mâine sunt acum adunate. Eu am început de anul. Așa se făcea. Sunt în frigider acolo, așa, în producția proprie. Nu proprie, de la mâine. Suntem în ajunul adunului. În ajunul cu revestit, dacă azi e 24. Iată, mare sărbătoare. Și când mă spuneai crucea primii 300 de ani, mai noapte, mai catacombe, cu teama de pedepsele, de rigorile, mă rog, celor care era la stăpânire atunci. Crucea, simbolul ultracunoscut al creștinătății. Interpretată într-o multitudine de forme. De la crucea clasică, ochiul artistului, pentru că sunt lucrate de mânuța și dătițele sale, ochiul artistului a scos prin mâinile sale adevărate opere de artă. Și opere de artă, opere de artă, dar simbolistica și evoluția, pentru că aceste cruci au anumite teme și temele se referă unele chiar la anumite perioade. Deci nu putem să spunem că sunt contemporane sau... Deci au rădăcini plecând chiar de la originea crucii. Ce vine, ce vine Dorel Băreiță aici? Știință acumulată, multe cercetări și inspirația proprie pentru a pune pe panou modul cum vede crucea în diverse ipostaze. Și faptul că suntem și prieteni, cu atât mai mult mă bucură și fiind aici, nu pot să-l lau prea tare, că devine soția, eu știu, dar
dar nu pot să nu-l felicit și să doresc să meargă mai departe cu cele două pasiuni care dau frumusețe vieții. Și vă spun și în calitate de colecționar, în momentul când îți intră o nouă piesă în colecție, prin diverse moduri, achiziții, donații, întâmplări și altele, sau contribui la confecționarea baterii a unor medalii, ai anumite satisfacții care greu pot fi imaginate de unul care nu are asemenea preocupări. Fiind oarecum și din brezile asemănătoare, pot să spun că la nivelul cel puțin al Moldovei, nu care e egal Lorea. Nu știu la nivel național cât de mulți, cât de multe preocupări sunt, dar aici, în Moldova, mai nasc oameni. Felicitări! Pentru că nu-i vom da ultimul cuvânt domnului Doriu Bălăriță, aș vrea să, într-adevăr, să spun că presupun că este una dintre cele mai mari colecții. Am făcut și eu niște verificări statistice și mai există și câțiva cioplitori, dar nu atât de harnici. Mai există câțiva cioplitori, dar probabil nu atât de bine informați. Și mai există câțiva colecționari de asemenea obiecte. Dar o colecție atât de mare precum aceasta, e o colecție care cumva și la nivel național important, pentru că Dorel Bălăiță face aici un fel de arheologie a tuturor sau a celor mai multe semne care apar pe aceste cruci de mână și pe aceste frescurnicere. Practic este un repertoriu aproape complet. Veți găsi aici semne care sunt din natură, flori, păsări, copaci, semne din cer, soarele, luna, stelele, semne geometrice, semne abstracte, tot repertoriul este recuperat și este povestit aceste cruci și prescurnicere. De asta putem să avem, dincolo de satisfacția estetică, aflându-ne în fața, gândiți-vă cu o cruce, este probabil cel mai antropomorf. Crucea seamănă foarte mult cu mine și cu dumneavoastră. Cel mai omenesc dintre semne și crucea, ea însă și este un om cu brațele ridicate, cu brațele desfăcute, ca și când ar aștepta o îmbrățișare. Și vă aștept să îmbrățișați aceste cruci la modul imaginar deocamdată, să le imaginați și să vă să simțiți aceeași pasiune și aceeași virtute. Știți, am început, cred că, jignindu-l puțin pe domnul Dorel Bălăiță, spunând, folosind de loc de virtute, folosind cuvântul viciu. Dar știți, viciul și virtutea sunt ale aceluiași bandă o fețe. Așa că mi se va ierta această scăpare și să vă spun că viciul domnului Dorel Bălăiță este, de fapt, o mare virtute și să gustați această virtute și ceva din această pasiune. Știți, cuvântul pasiune vine dintr-un cuvânt latinesc care înseamnă suferință. Passio este cuvântul latinesc și vă invit să simțiți ceva din această pasiune a lui Dorel Bălăiță atunci când veți descoperi toate aceste semne, când veți descoperi toate aceste forme în care vă puteți, dragi oaspeți, vă puteți regăsi. Și puteți să faceți așa un fel de excursie imaginară în țara noastră mare. În mod paradoxal, la Urmești se găsește o cruce de piatră. În județ vă apărând foarte puține asemenea cruci de piatră, dar printr-un miracol, printr-un noroc, în orașul dumneavoastră, în partea de sud a lui, se află o cruce de piatră. Și există chiar și o biserică, nu? Care se cheamă crucea de piatră. Nu avem multe județe urbane. Localitatea s-a numit o bună parte, care face parte din Orești, s-a numit Crucea de piatră. Și când piloții francezi din primul război mondial aterizau sau decolau de la Onești sau de la Rătăciuni și după aceea își scriau la Paris cărțile,
Mulți dintre ei au povestit despre această cruce de piatră de la Onești. De asta e cumva un fel de evantai deschis între acea cruce și tot ceea ce vedeți aici, în această zi de martie, în care, în preziua Bunei Vestiri, în care ați venit să ne bucurăm împreună. Pentru că, așa cum spunea și domnul Vilică Munteanu, ceea ce ne oferă, sau această zi este, de fapt, un dar, un dar pe care îl face Dorel Mălăiță. Vă rog să primiți acest dar. Artiștii fac daruri. E un dar de Paști. Știți, de Crăciun suntem sătui, iar de Paști vom fi mai furduri. Și vom fi furduri cu aceste haine noi. Știți, noi 1000 de ani n-am dat daruri de Crăciun, am dat daruri de Paști. De fapt, tradiția românească este să primim daruri de Paști, mai mult decât de Crăciun. Prin urmare, luați această expoziție, care se numește În Lumina Crucii, ca un dar. Un dar pe care îl facem noi, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, împreună, evident, cu Dorel Mălăiță, dumneavoastră, băgăoanilor, care sunteți într-un număr atât de mare astăzi aici. La modul mai mult sau mai puțin imaginar. Prin urmare, treceți prin fața acestor cruci și să știți că sunt și lucruri pe care nu le veți vedea, dar va trebui să le intuiți. Fiecare pecetar, fiecare prescurnicer are dedesubt, sub picior, are niște litere pe care nu le vedeți, dar pe care va trebui să le ghiciți. Și sunt niște litere tare iubite de noi, băcăoanii. Noi, băcăoanii, avem două biserici cu hramul Sfântul Nicolae, care este numele Învingătorului. Ei bine, pe toate aceste prescurnicere, sub toate aceste prescurnicere, se află acest cuvânt grecesc, pe care îl rostim simplu, Nica, și care înseamnă am învins, sau am învinge. Se află acolo, împreună cu numele lui Iisus Mântuitor și cu o cruce. Aceste litere, aceste semne, erau puse de Doamne precum dumneavoastră și erau puse pe o pâine care după aceea trebuia să fie mâncată. Și pe crucile pe care le vedeți. Am hotărât de la început, mai mult sau mai puțin arbitrar, că aceasta este partea femeilor, iar aceasta este partea bărbaților. Pentru că am hotărât că prescurnicerile aparțin chichiței femeilor, iar crucile aparțin boieboților și domnilor, ca și noi ar fi niște boieboși și domni, nu suntem. Și crucile au semne ascunse, trebuie să le găsiți. Veți vedea cum crucile uneori sunt însoțite nu numai de semne din cer și de pe pământ, ci sunt însoțite și de icoane abia scrijelite. O să o găsiți pe Fecioara Maria, în preajma crucii, pentru că Iisus când a murit, la stânga și la dreapta se afla Maria și se afla apostolul și viitorul evanghelist Ioan. Îi veți găsi pe cei patru evangheliști. Veți găsi un repertoriu de semne pe care vă invit să vi-l apropiați. Adică să luați cu dumneavoastră la ziua îmbrață de Paști și după aceea. Și acum, ultimul cuvânt, trebuie să-i aparțină artistului, recuperatorului, arheologului acestor semne, care este Dorel Mălăiță. Vă mulțumesc că ambilor vorbitori, prieteni, pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus la adresa mea. Aș vrea să spun nu foarte multe lucruri, dar aș vrea să punctez un lucru. Ne aflăm după Duminica Crucii. Există o sărbătoare a Crucii în postul Paștelui. În anul ăsta a fost, nu știu dacă e fixă, pe 19 martie, Duminica trecută. Și cumva este legată această expoziție și de acea sărbătoare în Duminica Crucii, când se fac procesiuni, la Vela Onești se face, bănesc că și la aici s-au făcut. Ce aș vrea eu să vă spun în plus, meritele mele sunt un pic mai mici decât au spus cei doi vorbitori dumneavoastră mea. De ce? Pentru că ceea ce vedeți expus aici sunt modele copiate după vechi cruci românești, pe care eu le-am descoperit în călătoriile mele, prin muzeale satului de Parangulești, de la Golești, Zețu Argeș, din București,
prin vechi case românești se mai păstrează câte o cruce sau un frescor din cer. Acum ele sunt foarte căutate pentru a fi vândute pe internet. Sunt colecționari și în țară de astfel de obiecte. Eu am văzând multitudinea acestor cruci pe care țăranul român, în momentele lui de răgaz, le-a creat cu doar o prișcă sau un vârf de coasă bine ascuțit. Și eu le lucrez doar cu niște catere obișnuite. Mi-am cumpărat și de ăsta, nu le folosesc pentru că nu-mi iese. De altfel și tehnica crestăturii nu e o sculptură propriu-zisă, e o incizie nu foarte adâncă în planul lemnului. Și o tehnică folosită de țăranii români, care v-am spus, cu vârful de la coasă, stăteau și făceau, în general, modele geometrice pe cruci, pe cristologice. Există niște obiecte capodopere ale artei populare românești, zic eu, acele fulgi de tors cu aripi sau cu coarne. Sunt o splendoare, mai puțin specifice Moldovei. Eu cel mult aș vrea să spun că sunt un meșter crucer, așa cum era cel care făcea crucile de mână sau crucile de pus în casă sau pecetarele. La noi, în Moldova, pecetarele mai puțin aveau formă de cruce. Aici sunt multe pecetare din Transilvania, din Oltenia subcarpatică, datorită transumanției, veneau din Transilvania, în sfârșit în Oltenia. Ce să vă spun? Eu am încercat să adun aceste modele. Ele sunt mult mai multe. Aici sunt o selecție de 120 de obiecte cruciforme. Mai am acasă cel puțin încă pe atâta, dar am adus și mai frumușel. Aș vrea să vă spun un lucru care l-am aflat și eu, întâmplător, fiind inginer la bază. Mai citesc și știrile domeniul descoperirilor științifice. Acum, după câțiva ani, lumea asta a genetice a descoperit o proteină care face ca celula să se lege de o altă celulă și ca această proteină ajută ca să se organizeze celulele în interiorul corpului uman sau al animăluțelor sub forma care de ficat, de inimă. Acești cercetători au numit această proteină proteina lui Dumnezeu. De ce au numit-o așa? Pentru că are o formă specială. Are formă de cruce. O să vă invit să căutați pe internet despre proteina lui Dumnezeu, să vă edificați. Acum, nu știu cât de credincioși au fost cei care au descoperit această proteină, dar ei sunt surprinși de această formă a proteinei. Deci este o proteină, o celulă foarte mică, care face legătura între celule. E un lucru foarte interesant. Eu am rămas impresionat de lucrul ăsta. Ei spun că iată este pecetea, dovada că Dumnezeu ne-a creat. E un lucru interesant. Vă invit să căutați proteina lui Dumnezeu. Ei au spus la minină. O să aflați mai multe despre ea, dar interesant e forma ei. Formă de cruce. Cam atât am avut de spus. Dacă aveți întrebări, eu mai puteți să vă și să vă mulțumesc că vă aflați aici. Vă invit să le vedeți, vă invit să le luați în inimă și la sfârșit să știți că există un pahar de ceai și de cafea și de apă pentru dumneavoastră undeva la o masă în spate. Expoziția noastră este deschisă și expoziția este, din acest moment, a dumneavoastră. Nu e așa, domnule Bărbăreță?